Hristos a înviat, dragi prieteni, uh, fiind zi de duminică, ne-am gândit noi cei de la Asociația Doină Suflet Românesc să facem o mică transmisiune de la sediul nostru uh, pentru cei care, din diferite motive, nu au putut pleca la plimbare, uh, în excursii sau uh, să viziteze anumite lucruri. Așadar, suntem la sediul Asociației Culturale Doine Suflet Românesc. Și o să vă prezentăm uh, ceea ce am reușit noi să adunăm la acest sediu pentru a respecta cu sfințenie ceea ce ne-am propus. Uh, cercetarea și valorificarea a tot ceea ce ține de cultura tradițională. Uh, este mare lucru ca. Să lucrezi pentru a te îmbrăca, pentru a te întreține, și acele lucruri să fie considerate uh, obiecte de artă, obiecte din cultura noastră tradițională. Avem aici un costum de Vlașca, zona înspre județul Giurgiu, confluența Vlașca cu Giurgiu, un costum uh, care cu siguranță are peste 100 de ani și nu spun asta pentru a-l scoate în evidență ci pentru că așa este. Mai departe avem un costum de mușcel din zona mușelului, mai ales din localitatea Vălen Dâmbovița. Da? Mergem acum pe un costum bărbătesc din zona de Vlașca. Da? Mergem mai departe, continuăm cu aceste costume superbe. Avem aici un costum oltenesc, iar alăturat avem un costum bulgăresc. Urmează mica noastră bibliotecă pe care am așezat și trofeele noastre, trofee cu cerite de Asociația Doină Suflet Românesc de-a lungul timpului, participarea noastră la diferite concursuri. Apoi o să observați un putinei. Aici se bătea laptele pentru a scoate unt. Coșuri, statuiete din pământ ars, neindustrializate. O să vă arăt acum o spată prin, folosită la războiul de țesut, un fluier, un butoiaș de țuică, velințe din zona Vlașca-Giurgiu, velințe care are peste 50 de ani, este primită cadou. Aici avem o cămașă bulgărească, mulțumim doamnei primar Neviana din Tetovo. Este primită cadou. Mulțumim și doamnei Pop de la Ludus pentru această cămașă superbă. Trecem peste un ștergar de ginere din zona Vlașca. Din nou trebuie să-i mulțumim doamnei Pop și pentru această ie dăruită asociației noastre. Din zona mușelului o să vă prezint cusături de o mare frumusețe. Și țesături prosop din valențe de Dâmbovița. Așa. Aceste nestemate, cum spun eu, uh, sunt adunate cu grijă, păstrate cu grijă avem aici un macat, un covor din zona Vlașca, dar și o trăistuță adusă de la Moldova. Pe partea stângă avem din nou o bibliotecă cu cărți, cu sături, așa cum spuneam, Iată această cusătură din 1966. Faceți dumneavoastră să o la câți ani are. Din nou diplome. Din nou o să vă arăt un putinei de făcut lapte bătut și unt. Aceste modele cu specifice zonei Vălen Dâmbovița, uitați cât de super și cât de finuți, să știți că sunt cusute. Avem și de la Horezu o amintire frumoasă. Primul spectacol al Asociației Doină Suflet Românesc în 2011, deci iată că avem 11 anișori, vom împlini 11 anișori. Avem aici și spectacole realizate de colaboratorii noștri, de prietenii noștri. Mergem mai departe, iată, avem aici o cămașă bărbătească de mușel. Aici o cămașă primită cadou de la cineva din Mehedinți. Iar o cămașă de Vlașca. Și un brâu de Moldova, după cum observați dumneavoastră. Am sărit peste câteva premii foarte dragi nouă. Avem aici o, un trofeu cucerit în Bulgaria și vreau să le mulțumesc fetelor care atunci au luptat. E vorba de Roxana Bulac din Văleni, este vorba de Georgiana Aurică. Un premiu extraordinar, un trofeu pentru Doi Năsufle românez de la celebrul festival bulgaresc Izvor și aici mulțumiri lui Roxana Bulac, lui Cristina Prunoiu din Valente de lui Mira Voicu și domnului profesor Stefan Florin și el tot din județul Dâmbăvița. Alte premii. Acesta, cum vă spuneam, este sediul a, asociației. Pentru noi, reprezintă foarte mult, pentru că am reușit să adunăm câteva obiecte din cultura tradițională. Acum o să vă arăt ceva un pic surprinzător. Aici este pomul vieții. dar spre deosebire de pomul vieții care se fac în anumite, care se face în anumite zone uh, la mormântare, acest pom se face la aniversare. Uh, luăm o creangă de copac, o cu vopsea frumos, da, după care aducem cu noi foi de hârtie, aducem cu noi pixuri și fiecare invitat la ziua ta de naștere îți va scrie un mesaj. Apoi va veni și îl va lega în pomul vieții făcut cadou de către prieteni. Iată acest costum, v-am spus, bulgăresc. Acum avem un costum moltenesc. Iar peste ani tu vei desface acele bilețele da, și vei vedea ce ți-au scris prietenii tăi la vremea respectivă. Deocamdată atât de aici de la Sediu Asociației Culturale Doină Suflet Românesc din localitatea Văleni, județul Dâmbovița.